Marius, te rog să vii aici lângă mine să te vadă colegii noștri. Și Dorin, te rog și tu, de băieții de la Observatorul Militar, o să vizionăm filmul imediat. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Dorin. A fost o discuție. Hai să-l facem. Și de la nebunia lui, de la nebunia mea și de la echilibrul lui Dorin, care este un super redactor și știe foarte bine să se muleze pe ceea ce am vrut să facem împreună, a ieșit un material care cred eu că va rămâne tot timpul pentru Bobocu un lucru extraordinar. În esență, am vrut ca lumea să știe că existăm. Și existăm, și existăm foarte bine, iar eu vă mulțumesc că existați și vă urez să aveți tot succesul din lume și să faceți lucruri memorabile și să fiți vizibili și să le spuneți tuturor, bă, eu nu sunt oricine, sunt maestru militar de aviație. Aceste aeronave nu ar zbura niciodată fără tehnici militari. Colegul nostru, pe lângă faptul că este un bine pregătit din punct de vedere tehnic, are o mare calitate pe care nu toți o avem. Este vizibil. Știe să se facă plăcut, știe să se pună în valoare și să ne pună în valoare, iar acest lucru contează. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce a făcut și sper să mai facă pentru noi, chiar dacă nu în haină militară, și o să-l primim întotdeauna cu brațele deschise.